Prin ajutorul Bunului Dumnezeu, continuăm să studiem din Cartea Sfântă. Astăzi vom studia despre două neamuri de oameni. Neamuri înrudite, neamul reunite, spunând, urmașilor lui Lot. Neamul moabiților și neamul amoniților. În Cartea Genesa, la capitolul 19, este scris că după nimicirea Sodomei și Gomorii, Lot s-a refugiat cu cele două fete ale sale într-o peșteră. Este ultimul episod din viața acestui om. Episod neplăcut, dar care a avut urmări. Scrie aici în Genesa 19, versetele 37 și 38. Cea mai mare a născut un fiu care i-a pus numele Moab. El este tatăl moabiților din ziua de azi. Cea mai tânără a născut și ea un fiu care i-a pus numele Ben-Ami. El este tatăl amoniților din ziua de azi. Dumnezeu a avut în vedere aceste două neamuri, cred, datorită originii și, în general, felului de a lucra lui Dumnezeu, și le-a rânduit o repartiție geografică unde să-și ducă existența. Și atunci când evreii au ieșit din Egipt și urmau să primească de la Domnul țara Canaanului, nu le-a fost îngăduit să ocupe și teritoriul pe care îl stăpâneau aceste două neamuri. Pentru aceasta citim din Cartea Deuteronom, capitolul 2, și aici putem să observăm că Dumnezeu a fost mai bun cu ei decât cu cananiții, i-a cruțat și i-a lăsat să existe încă mai multe generații. Deuteronom, capitolul 2, versetul 9, Domnul mi-a zis, nu faci război cu Moab și nu te apuca la luptă cu el, căci nu-ți voi da nimic să stăpânești în țara lui. Arul l-am dat în stăpânirea copiilor lui Lot. Tot de aici citim versetul 19, și să te apropii de copiii lui Amon, să nu faci război cu ei și să nu te iei la luptă cu ei, căci nu-ți voi da nimic de stăpânit în țara copiilor lui Amon, am dat-o în stăpânire copiilor lui Lot. Și mă apare un amănunt în următoarele două versete, țara aceasta trecea de asemenea ca o țară a lui Refaim, mai înainte locuiau în ea refaimiții și amoniții numeau Zanzumim. Un popor mare, înalt la număr și de statură înaltă, ca anachimii. Domnul le-a nimicit dinaintea amoniților care i-au izgonit și s-au așezat în locul lor. Deci Dumnezeu le-a făcut un favor, nimicind uriași și dându-le lor țara. De asemenea, citim din Cartea Judecători, capitolul 11, versetul 15, este o reamintire a acestor evenimente prin care Dumnezeu a vorbit despre zona care le-a rânduit lor ca existență. Judecătorul 11:15, și se spune așa, vorbește Iefta, Israel n-a pus mâna pe țara Moabului, nici pe țara fiilor lui Amon. Domnul nu le-a îngăduit și nici ei nu făcuseră până atunci. De țara Moabului mai este legată însăși scrierea cărții Deuteronom. În câmpia aceea Israel a poposit și Moise le-a reluat învățăturile sfinte. De altfel, Moise a fost înmormântat acolo, potrivit celor scrise în această carte Deuteronom 34. Geografic vorbind, ei erau la răsăritul Israelului, în vecinătatea Mării Moarte. Amon la nord și Moab la sud. Să luăm pe rând aceste două neamuri și să observăm cele scrise în Cartea Sfântă despre ei. Mai întâi, neamul moabiților. Moab a fost întâiul născut, fiul fiicei mai mare a lui Lot. Un neam dușman al poporului lui Dumnezeu de-a lungul istoriei. De altfel, Moabul a stăpânit pe Israel în perioada judecătorilor.
Apoi evreii și-au recapătat independența. Citim în Judecător, capitolul 3, de la versetul 12. Copiii lui Israel au fost iarăși vinovați, au făcut cinul pe cea Domnului și Domnul a întărit pe Eglon, împăratul Moabului, împotriva lui Israel, pentru că făcuseră ce nu plăcea Domnului. Versetul 14. După ce a bătut pe Israel și a luat cetatea fericilor, copiii lui Israel au fost supuși 18 ani lui Eglon, împăratul Moabului. E totuși mult. Au fost robii moabiților. Asta până când Dumnezeu a ridicat pe Ehud și scriește la versetul 28, el le-a zis evreilor: veniți după mine, căci Domnul a dat în mâinile voastre pe vrăjmașii voștri moabiți. Ei s-au pogorât după el și au pus stăpâniri pe vadul Iordanului, în fața Moabului, și n-au lăsat pe nimeni să treacă. Au ucis atunci aproape 10.000 de oameni din Moab, toți voinici și viteși, și n-a scăpat unul. În ziua aceea, Moabul a fost merit sub mâna lui Israel și țara a avut o dignă 80 de ani. Nu s-au mai putut reface. În timp, generații mai târziu, Moabul a ajuns vasal al Israelului pe vremea împăraților. Citim pe vremea lui David, 2 Samuel, capitolul 8, versetul 2, a bătut pe moabiți și i-a măsurat cu o frânghie, punându-se culce la pământ, a măsurat două frânghii ca să-i omoare, totuși a mers pe o a treia alternativă, a măsurat două frânghii pline ca să-i lase vii. Și moabiții au fost supuși lui David și i-au plătit un bir. Mai citim tot despre ei în cartea a doua a împăraților, capitolul 3, pe vremea dinastiei lui Ahab. Este scris aici, de la versetul 4, Meșa, împăratul Moabului, avea turme mari și plătea împăratului Israel un bir de 100.000 de miei și de 100.000 de berbeci cu lâna lor. Era tributul anual. Tot aici citim în versetul 18 despre anunțul Domnului că Moab urma să rămână vasal și înfrânt. Domnul va da pe Moab în mâinile voastre. Veți fărâma toate cetățile întărite și toate cetățile alese, veți tăia toți copacii cei buni, veți astupa toate izvoarele de apă și veți strica cu pietre toate ogoarele cele mai bune. Ceea ce s-a și întâmplat. Dar generații la rând, privind în istorie, au fost cete de moabiți, un fel de grupuri, cum avem în istoria noastră, tătari, care atacau, după sloganul, acum la pradă, moabiți. Despre aceasta citim în capitolul acesta, versetul 23, care era sloganul lor. Ei au zis, este sânge, împărații au scos sabia între ei, s-au tăiat unii pe alții, acum, la pradă, moabiți. Ceea ce au mai făcut ei și în alte dăți, citim din aceeași carte, capitolul 13, versetul 20, cu ocazia înmormântării unui evreu, la un anumit timp după ce a murit Elisei. În anul următor au intrat în țară niște cete de moabiți. Ei veneau să prădeze. Și tot în această carte citim în capitolul 24, versetul 20 și a doua împăraților ne mai vorbește despre ei. Despre atacurile care le dădeau împotriva evreilor, nimicind țara în mod repetat. În mod deosebit în timpul ultimilor împărați. Mai este un verset, dar nu-l zăresc acum, care, da, l-am găsit, 24:2. Atunci Domnul a trimis împotriva lui Ioachim cete de haldei, cete de sirieni, cete de moabiți și cete de amoniți. Era stilul lor de viață, de luptă.
Și din a doua carte a împăraților, capitolul, a cronicilor, capitolul 20, îi observăm din nou, de data aceasta, într-o alianță împreună cu amoniții împotriva lui Israel, 21. După aceea, fiul lui Moab și fiul lui Amon și cu ei niște maoniți au pornit cu război împotriva lui Iosafat. Deci am dat suficiente referințe ca să înțelegem că moabiții au fost generații la rând dușmanii evreilor. Au fost însă puține situațiile în care au stăpânit peste evrei, uneori doar au prădat în mod limitat, dar în cea mai mare parte a istoriei, evreii au fost cei care au domnit peste ei, dar nu le-au cucerit teritoriul, pentru că exista o interdicție încă din vremea lui Moise, pe care Domnul a dat-o. În al doilea rând, observând acest neam, și acum de fapt intrăm în analiza lor, a fost un neam imoral. Fetele lor, în asociere cu fetele madianite, au fost îndrumate să amăgească la curvie și idolatrie pe tineri din neamul evreilor. Și acest fenomen s-a repetat și după intrarea în Canaan. Acestei ispite i-a căzut pradă și Solomon. Deci iată că în lupta lor împotriva evreilor, nu soldații au fost cei care au reportat cele mai mari victorii și au făcut cele mai mari distrugeri, ci provocările păcătoase în plan imoral, prin fete, prin femei. Citim despre asta în cartea Numeri, capitolul 25. De altfel, istoria se repetă. Adesea poporul Dumnezeu a fost afectat nu de regimuri totalitare și de persecuție, ci de provocările vinovate ale păcatului, de imoralitate. Israel locuia la Sitim și poporul a început să dea la curvie cu fetele lui Moab. El au poftit poporul la jertfele dumnezeilor lor și poporul a mâncat și s-a închinat până la pământ înaintea dumnezeilor lor. Și aici a izbucnit urgia Domnului și scrie în versetul 9, 24.000 au murit loviți de urgia aceea, datorită vinovăției imorale și idolate. Citim mai târziu în cartea Judecători, capitolul 10, versetul 6. Copiii lui Israel au făcut iarăși ce nu plăcea Domnului. Au slujit Baalilor și Astarteilor și nu numai, dumnezeilor Siriei, dumnezeilor Sidonului, dumnezeilor Moabului, Dumnezeu fiilor lui Amon și Dumnezeu filistenilor și-au părăsit pe Domnul și nu i-au mai slujit. Deși au văzut ce se întâmplase în timpul lui Moise, au repetat greșeala alte și alte generații. Vă spuneam că și Solomon a căzut aceste ispite, scrie în cartea 1 Reși, capitolul 11, versetul 8. Așa a făcut pentru toate nevestele lui străine, care aduceau tămâie și jertfe dumnezeilor lor. Versetul 33. Și aici este pomeniți printre dumnezei și Chemoș, dumnezeul Moabului. Este cuvântul dat de Domnul prin Ahia către Roboam, în care îi se vorbește despre vinovăția lui Solomon. Nici el n-a învățat, nici el n-a înțeles. Iată cât de vulnerabili sunt oamenii și cât de des se repetă unele păcate. Generație după generație. Moabiții au fost o provocare imorală și idolatră deopotrivă. De altfel, imoralitatea și idolatria întotdeauna au fost perechi. Citim și mai târziu, după robia babiloneană, că această încuscrire cu moabiții s-a repetat. Cartea Ezra, capitolul 9, versetele 1 și 2. După ce s-a sfârșit lucrul acesta, căpetenii s-au apropiat de mine și au zis, poporul Israel, preoții și leviții nu s-au despărțit de popoarele acestor țări și au făcut urăciunile lor și printre alte urăciunile amoniților, moabiților, și doi. De ce le-au făcut? Cum? Au fost provocați
prin familii, că și-au luat neveste din fetele lor pentru ei și pentru fiii lor și-au amestecat neamul sfânt cu popoarele țărilor acestora și că căpeteniile și dregătorii au fost cei din tâi care au săvârșit păcatul acesta. Așadar, să reținem că influența popoarelor din jur, mediul imoral și idolatru, este ispita cea mai mare pentru familiile noastre. Continuăm să facem observații asupra acestui neam, numit și poporul lui Chemoș, în numeri 21:29. Dar tot acolo este scris, în cartea Numeri, capitolul 21, despre călătoriile poporului Israel, care au trecut pe lângă moabiți, și în versul 29 e scris așa: Vai de tine, Moab, ești pierdut poporului Chemoș. De altfel, asta a fost vinovăția majoră acestui neam, și-a ales un Dumnezeu care i-a dus în mod repetat, permanent, am putea spune, la imoralitate și la idolatrie. Cum vă spuneam, și Solomon a căzut în această ispită, nu doar că și-a luat o femeie dintre moabite, dar a ajuns să facă templu acestui Dumnezeu. 2 Împărați 11:7. Solomon a zidit pe muntele din fața Ierusalimului un loc înalt pentru Chemoș și apare următoarea mențiune: urciunea Moabului. Nu știu ce formă avea acest idol, dar e menționat în Scriptură ca unul din idolii urcioși, căruia totuși oamenii se închinau și se compromiteau prin tot felul de păcate. Datorită acestei aplecări permanente spre idolatrie și imoralitate, acest popor, moabiții, și-au rostit singur soarta de nimicire a vinovaților și vinovăția generațiilor următoare. Să ne amintim că ei au apelat la blestem pentru a distruge Israelul și, nereușind prin blestem, au intervenit prin aceste provocări. Dar prin aceasta și-au rostit singur sentința. Au primit interdicția să nu intre niciodată în adunarea Domnului, pentru că n-au fost binevoitori cu Israelul, au blestemat, n-au binecuvântat. Ce citim în cartea Numeri, acolo unde Balaam este chemat ca să blesteme pe Israel, Numeri capitolul 22, de la versetul 1, copilul Israel au pornit și au tăbărât în șesurile Moabului, dincolo de Iordan, în fața Erihonului. Balac, fiul lui Țipor, a văzut tot ce făcuse Israel amoriților. Versetul 4, Moab a zis bătrânului Madian, deci propunerea vine de la Madian, dar împreună au realizat lucrarea aceasta. Versetul 5, el a trimis Sol la Balam, fiul lui Beor, la Petor, pe râu, în țara fiilor poporului său, ca să-l cheme și să-i spună: Iată, un popor a ieșit din Egipt, acoperă fața pământului, s-a așezat în fața mea. Vino acum, te rog, și îmblastă-mi pe poporul acesta, căci este mai putere decât mine, poate că așa îl voi putea bate și îl voi putea izgoni din țară, că știu că pe cine binecuvântezi tu este binecuvântat și pe cine blestem tu este blestemat. Sunt cuvinte care au fost puse în vechime de Dumnezeul lui Moise, când Lot, străbunicul lor, era de față. Dar ei au pierdut acele făgăduințe ale binecuvântării și ei înșiși nu mai erau practicanți ai binecuvântării. Am amintit încă de la început că Israel nu a avut intenția să cucerească țara lor. Și de aici putem observa că ei nu au făcut război să se apere, ci au făcut război pentru că erau răuvoitori. Israel a cerut acestor popoare care n-au avut drept să le nimicească, moabiți, amoniți, edomiți, doar drept de trecere prin țară. Dar n-a primit, pentru că atitudinea lor era una vinovată, rea. Și tot aici este scris, în
capitolul 24, versetul 17, că aceste atitudini le-au adus pierzarea. Versetul 17, partea finală, cel ce se ridică din Israel, străpunge laturile Moabului și prăpădește pe toți copiii lui Set, ceea ce vom vedea când ajungem în cărțile profeților, că s-a și întâmplat. Deci acest popor nu a avut motive cu care să-L determine pe Dumnezeu să le fie binevoitor. Războinici, imorali, răuvoitori. Ce se spune despre atitudinea lor față de alții dacă slujirea la Dumnezeu lor îi ducea până la sacrificarea propriilor copii? Cum citim în cartea a doua a Împăraților, capitolul 3. Versetele 26 și 27. Împăratul Moabului, văzând că fusese înfrânt în luptă, a luat cu el 700 de oameni care scoteau sabia ca să-și curească drum până la împăratul Edomului, dar n-a putut. A luat atunci pe fiul său întâi născut, care trebuia să domnească în locul lui, și l-a adus ca ardere tot pe zid. Și o mare mânie a cuprins pe Israel, care s-a depărtat de împăratul Moabului și s-a întors în țară. Iată așadar care era starea acestui neam de oameni. Deși originea lor era una bună, deși Dumnezeu le-a făcut bine, le-a dat o țară unde au putut să prospere. Dumnezeu a fost nevoit să-și anunțe judecata. A făcut-o prin profeții Israelului și a executat-o prin armatele babiloniene. Să citim în profeți și să ne gândim că Dumnezeu i-a suportat câteva generații, dar apoi le-a rostit sentința. Isaia, capitolul 15. Citim de la versetul 1. Prorocie împotriva Moabului. Chiar în noaptea când este pustit, ar Moabul este nimicit. De asemenea și Chir Moabul, poporul se suie la templu. Observați, ei își căutau scăparea la zeitatea lor. Degeaba. Capitolul 16. Versetul 5. 6, de fapt. Auzim îngânfarea mândrului Moab. Aici e descrisă starea lor interioară, fudulia și fala, trufia și lăudăroșia lui. De aceea geme Moabul pentru Moab, toți gem, suspinați pe dărâmăturile Kir Harsetului, adânc mâhniți, căci câmpiile Hezbonului încezesc, stăpânii neamuri l-au sfărâmat butucii viei din Sibma, care se întindeau până la Iezer și se încâlceau prin pustie, mlădițile ei se întindeau și treceau dincolo de mare. E descrisă prosperitatea lor. Versetul 10. S-a dus bucuria și veselia din câmpii și în vii nu mai sunt cântece, nu mai sunt veselii, nimeni nu mai calcă vinul în teascuri. Am făcut să încetez strigăte de bucurie la cules. Versetul 14 și 13. Acesta este cuvântul pe care l-a rostit Domnul de multă vreme asupra Moabului. Iar acum Domnul vorbește și zice: în trei ani, ca anii unui simbriaș, slava Moabului va fi disprețuită. Împreună cu toată această mare mulțime și ce va rămânea, va fi puțin lucru, aproape nimic. Citim și în capitolul 25, versetul 10, despre sentința dată de Domnul și aplicată la vremea hotărâtă. Căci mâna Domnului se odihnește pe muntele acesta, dar Moabul este călcat în picioare pe loc, cum este călcat în picioare paiul în bălegar. În mijlocul acestei băltoaci el își întinde mâinile cum le întinde înotătorul ca să înnoate, dar Domnul îi doboară mândria și face de nimic adibăcia mâinilor lui. El surpă, prăbușește întăriturile înalte ale zidurilor tale, le prăbușește la pământ în țărână. Citim și în cartea profetului Ieremia, capitolul 9, versetele 25 și 26. Iată vin zile, zice Domnul, când voi pedepsi pe toți cei tăiați împrejur, care nu sunt tăiați împrejur cu inima. Și printre ei amintiți și amoniții și moabiții. Dar aceste inimiciri rezervă Domnul prin profetul Ieremia un capitol întreg, capitolul 48 din această carte.
Aici sunt numai puțin de 47 de versete. Cum este Dumnezeu atât de interesant de un popor rău care nu-i poporul lui? Da. Să știți că Dumnezeu este preocupat de orice țară de pe glob, cum aminteam la lecția anterioară. Dumnezeu nu este indiferent ce se întâmplă acum în Coreea de Nord sau în vreo altă țară cu regim totalitar. Dumnezeu cunoaște imoralitățile care sunt în țările Occidentului. Dar iată că le îngăduie. Îngăduie pe unii să se oprească, să se bată, să fie imorali, dar când le vine vremea, le rostește sentință. Din acest capitol vom citi ceva în încheiere. Acum am vrut doar să arăt cât de hotărât a fost Dumnezeu și câte detalii a dat cu privire la nimicirea acestui popor. Însă poate cel mai categoric text îl întâlnim în cartea Ezechiel, capitolul 25, unde Dumnezeu arată că nu doar a vrut să pedepsească țara asta, s-a hotărât să o nimicească. Și în istorie sunt nu puține neamuri, popoare, care au dispărut complet. Chiar dacă au rămas ceva din urmașii lor, s-au amestecat și se regăsesc în alte națiuni, dar ca identitate specială, definită stătoare, multe neamuri ca țări au dispărut. Ezechiel 25. Citim de la versetul 8. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Pentru că Moabul și Seirul au zis, iată casa lui Iuda a ajuns ca toate neamurile. De aceea, deschid ținutul Moabului dinspre cetăți, dinspre cetățile lui de la hotare, care sunt podoaba țării și anume, enumeră câteva localități, îl deschid și îl dau în stăpânirea fiilor răsăritului împreună cu țara amoniților ca să nu mai fie pomeniți printre neamuri copiii lui Amon. Îmi voi împlini judecățile împotriva Moabului și vor ști că eu sunt Domnul. Pentru că în final, într-o ultimă etapă la judecata de apoi, toți vor trebui să recunoască autoritatea divină și vor rămânea de rușine cu toți idolilor, cu toată tăria lor, cu toată prosperitatea economică, pentru că Dumnezeu întotdeauna cercetează un popor în privința spiritualității lui. Știți că în America, de exemplu, au fost acele triburi de indieni, amerindieni, cunoscuți, poate și copiilor din cărțile ce le-au mai citit, pentru idolatria lor, pentru luptele intertribale și Dumnezeu i-a nimicit. Aceasta este soarta și o rostește Domnul pentru asemenea popoare. Vreau să observăm în final că în acest popor rău, vinovat, pedepsit de Domnul, nimicit, șters dintre popoare, a fost o femeie care îți vine să zici că n-aparținea deloc acestui neam. Rut Moabita. O femeie de excepție într-un asemenea popor. Dar exemplul ei dovedește posibilitatea de mântuire și de atragerea îndurărilor divine în orice vreme, în orice neam și pentru orice om. În cartea ce îi poartă numele, este scris despre femeia aceasta că a vrut să schimbe Dumnezeul. De aici i s-a schimbat destinul. În Rut, capitolul 1, versetul 16-17, ea a spus printre altele soacrei ei, Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Ce a făcut-o pe Rut să-și abandoneze Dumnezeul? Pentru că, vă rog să observați, soacra ei le-a spus să se întoarcă în țara lor, în versetul 8 este scris aici, duceți-vă și întoarceți-vă fiecare la casa mamei ei. Și apoi îi spune mai târziu lui Rut, versetul 15, iată cum nata ta s-a întors la poporul ei și la Dumnezeii ei. Asta a diferențiat-o pe Rut de toți moabiții. S-a lepădat de chemoș al ei. Țineau poporul foarte mult la zeilor. De aceea am citit în lecția trecută din Ieremia, capitolul 2, unde spunea Domnul prin profet că, deși nu sunt Dumnezeii real, poporul nu și leapădă.
țin fiecare la zeitatea ei, zeitatea lui. Boaz a observat aceasta și scrie în 2:12, a binecuvântat-o spunând: Domnul să-ți răsplătească ce ai făcut și plata să-ți fie deplină din partea Domnului Dumnezeului Israel, sub a cărui aripi ai venit să te adăpostești. Exemplul lui Rut ne aduce aminte de unele neamuri în care cineva, un bunic, a fost pocăit, asta de ce cunoaștem noi în generațiile acestea. S-au lăsat toți de pocăință și se ridică o nepoată, un nepot, un strănepoat, total diferită de părinții ei. Unii spun, poate sunt rugăciunile acelor străbunici. Pentru ea Dumnezeu a făcut o excepție. Pentru că în cartea Deuteronom, capitolul 23, versetul 2 scrie așa: Amonitul și Moabitul să nu intre în adunarea Domnului, nici chiar în al zecilea neam pe vecie, pentru că nu v-au ieșit înainte cu pâine și apă pe drum la ieșirea voastră din Egipt și pentru că au adus cu, pe preț de argint împotriva ta pe Balam fiul lui Beor din Petor, din Mesopotamia, ca să te blesteme. Dar femeia asta a atras asupra ei binecuvântarea. Ceea ce a urmat, căsătoria ei, încorporarea ei în genealogia Domnului Iisus, dovedesc efectiv că ea a intrat în drepturi de israelită, nemavând nicio relație și nimic din ceea ce ar fi putut să o afecteze ca și origine, ca moabită. Am mai găsit în Biblie un singur exemplu pozitiv despre un împărat al Moabului în cartea 1 Samuel, capitolul 22. Am putea spune că acest împărat a fost cel puțin pentru un timp binevoitor cu David, care fiind urmărit de Saul a zis, 1 Samuel 22:2, David s-a dat la miți prin țara Moabului, l-a zis împăratului Moabului: dă voie, te rog, tatălui meu și mamei mele să vină la voi, până voi ști ce va face Dumnezeu cu mine. Și i-a dus înaintea împăratului Moabului și i-au locuit cu el în tot timpul cât a stat David în cetățuie. Probabil a fost ceva temporar, pentru că mai târziu împăratul Moabului nu mai este prieten cu David, poate urcase la tron un altul. Dar, cu siguranță, pentru gestul acesta, dacă n-a putut să-i ofere mai mult, Dumnezeu l-a răsplătit pe acest om în viața aceasta. Încheiem aici cele spuse despre moabiți, cele spuse despre Rut lasă un gust plăcut la urmă, că în rest, așa cum am amintit, un popor din care Dumnezeu n-a avut ce să aleagă. Ca în pilda neghinei, i-a lăsat să vadă a fi și ceva greu, un singur fir a fost, un singur bob, restul a fost sortit nimicire. Eu nu spun cu asta că nu s-o mai fi mântuit vreun om. M-a referit la cele scrise în Biblie. Trecem la neamul amoniților, urmașii lui Lot prin cea de-a doua fică. Și aceștia și-au ales un Dumnezeu străin, un altul decât rudenilor moabiții. Ei și-au ales pe Milcom sau Moloc, care este numit și el în 1 Împărați, capitolul 11, unde se scrie despre Solomon, ca o urăciune. Nu știu ce formă avea, dar toți cei ce se închinau erau atrași înspre rău și păcat. Versetul 5, Solomon s-a dus după Astartea, zeița sidonienilor, și după Milcom, urciunea amoniților. Și în versetul 7 observăm că a zidit și pentru Moloc, urciunea firului Amon, un loc de închinare. Loc de închinare care a rămas aproximativ 300 de ani în Israel. Cum vă spuneam și înainte, afectarea în plan imoral și idolatru este mult mai puternică decât cea în forță. De-abia mult mai târziu, evlaviosul rege Iosia a distrus aceste locașuri de închinare, așa cum citim în a doua carte a cronicilor a împăraților, capitolul 23. Versetul 20.
Nu, versetul 13. Împăratul a pângărit înălțimile care erau în fața Ierusalimului pe partea dreaptă a muntelui Pierzării și pe care le-a zis Solomon. Între ele, Chemoș, urăciunea Moabului, și Milcom, urăciunea fiilor lui Amon. Cum au rezistat în țară sute sute de ani? Au fost regi ca Asa, Iosafat, Ezechia. N-au reușit să le distrugă. Iată ce reprezentanți puternici au avut, ce influență au exercitat în Israel aceste lucrări idolatre. Și în vremea noastră este așa. Oamenii țin foarte mult fiecare la idolii lor, la ceea ce le atrage privirea, la ceea ce le cucerește inima. Și cum vă spuneam, asta se manifestă la vecinii noștri, la lume. Dar iată că influențele poporului Dumnezeu au fost întotdeauna foarte mari. Nu doar în țara lui Amon au rezistat aceste temple, în țara lui Israel. Amoniții s-au dovedit a fi frați foarte apropiați cu moabiții, au fost de-a lungul anilor și ei dușmanii evreilor. Au stăpânit și ei peste evrei, citim în Judecători capitolul 10, versetul 7 și 8, e drept că Domnul i-a dat în mâinile lor, i-au păsat și au asuprit pe copilul Israel în vremea aceea 18 ani, nu peste tot Israelul, ci peste cei ce se aflau la răsăritul Iordanului. Dar apoi scrie în versetul 9, fiul lui Amon au trecut Iordanul ca să se bată împotriva lui Iuda și împotriva celorlalte triburi. Au fost înfrânți prin Iefta. Dumnezeu nu le-a dat dreptul nici lor să stăpânească peste Israel, după cum nici Israel nu i-a dat dreptul să stăpânească peste ei. Citim aici de la versetul 32, Iefta a pornit împotriva fiului Amon și Domnul i-a dat în mâinile lui, le-a pricinuit o foarte mare înfrângere. De la Aroer până la Minit, loc care cuprindea 20 de cetăți, și până la Abel Keramim, și fiii lui Amon au fost smeriți înaintea copiilor lui Israel. Războiile cu evrei au continuat, dar au fost mereu înfrânți. Vreau să citesc din 1 Samuel 11 ca să vedeți ceea ce voiau ei cu privire la Israel, ce atitudine aveau. Să știți că amoniții, și cu aceasta încep caracterizarea lor, au fost un neam răutăcios, scandalos, batjocoritor, violent, parcă mai violenți decât moabiții. Cum și în lume sunt oameni care sunt răi păcătoși, dar nu sunt atât de sadici. Alții, în schimb, fără scrupule. 1 Samuel, capitolul 11, versetul 1. Nahaș amonitul a venit și a împresurat Iabesul din Galat. Toți locuitorii din Iabes au zis lui Nahaș, fă legământ cu noi și îți vom fi supuși, adică plătim tribut. Dar Nahaș amonitul le-a răspuns, voi face legământ cu voi dacă mă lăsați să vă scola toți ochiul drept și să arunc astfel o cară asupra întregului Israel. Vă dați seama ce gânduri aveau? Dumnezeu nu le-a îngăduit aceasta, scrie aici, căci prin Saul evreii au reportat o victorie. A doua zi Saul a împărțit poporul în trei cetere, au pătruns în tabăra amoniților în straja dimineții și i-au bătut până la căldura zilei. Cei ce au scăpat au fost risipiți și n-au mai rămas doi la oaltă dintre ei. Au fost decimați, împrăștiați. Citim și în 2 Samuel 10 câteva versete ca să observați atitudinea lor. Când cercetăm neamuri de oameni, vreau să observăm că faptele părinților s-au transmis la copii, că specificul unui neam a rămas, așa cum scria despre Moab, că au rămas pe drojdii lor și n-au fost mutați dintr-un vas în altul, au rămas cam aceiași. Citim de la versetul 1, după aceea împăratul fiilor lui Amon a murit și în locul lui a domnit fiul său Hanun. David a zis, voi arăta bunăvoință față de Hanun, fiul lui Nahaș, cum a arătat și tatăl lui față de mine. Și David a trimis pe slujitorii săi să-l mânghie pentru moartea tatălui său. Când au ajuns slujitorul lui David în țara fiilor lui Amon, căpetenii fiilor lui Amon au zis stăpânului lor, Hanun, crezi că David îți trimite oameni să te mânghie, să te cinstească, să cinstească pe tatăl tău? Ori ca să cunoască, să cerceteze cetatea ca să o nimicească, își trimite el slujitorii la tine? Atunci Hanun a luat pe slujitorul lui David, le-a ras barba pe jumătate, le-a tăiat hainele pe jumătate până la coapse, apoi le-a dat drumul. I-a batjocorit.
Versetul 6. Fiul lui Amon, văzând că se făcuseră urâsul lui David, au tocmit 20.000 de pedestrași de la sirienii din Betrehob și de la sirienii din Soba, 1.000 de oameni de la împăratul din Maca și 12.000 de oameni de la oamenii din Tob. Însă au fost înfrânți. Ei și toți mercenarii, toți aliații lor. Dar atitudinea lor a fost foarte vinovată. Pentru ceea ce au făcut, și-au primit o sânda, scrie în 12:26, întoarceți pagina. Iob, care împresurarea aba firul lui Amon, a pus mâna pe cetatea împărătească și a trimis soțul lui David să-i spună: am început lupta împotriva arabei și am pus stăpânire pe cetatea apelor. 29. David a strâns tot poporul și a mers asupra cetății Raba, a bătut-o și a luat-o. A luat cununa de pe capul împăratului ei, care cântărea un talan de aur și era împodobită cu pietre scumpe. Versetul 31. A scos pe locuitor și i-a trecut prin ferăstraie, prin grape de fier și securi de fier, i-a pus în cuptoare de cărămiză, așa a făcut tuturor cetăților fiului Amon. David s-a întors la Ierusalim cu tot poporul. Au fost pedepsiți pe măsura atitudinilor sadice care au vrut să o aibă. A fost un holocaust aici. Dar amintiți-vă ce au vrut ei, să scoată câte un ochi fiecărui evreu. Însă Dumnezeu nu le-a îngăduit aceasta. Citim și în cartea a doua cronicilor, capitolul 26, asta ceva sute de ani mai târziu. Versetul 8. Și vedem tributari evreilor. Amoniții aduceau darul lui Ozia. Și capitolul 27, versetul 5, a fost în război cu împărații fiilor lui Amon și i-a biruit. Fiul lui Amon i-au dat în anul acela 100 de talanți de argint, 10.000 de cor de grâu, 10.000 de ors și au plătit tot atâta pe anul al doilea și al treilea. Și cu toate acestea, tot nu s-au vindecat de aceste vinovății ale lor. Aceste atitudini au revenit mai târziu, ceea ce vă spuneam, că demonii care sunt specifici unui neam rămân în acel neam, generație după generație. În cartea Judecătorii, capitolul 11, îi vedem în ceartă cu evreii și având o atitudine ca politicienii vremii noastre. Nu mă refer strict la România, mă refer în general. Când asculți două tabere, ți se pare că fiecare are dreptate, pentru că sunt nedrepți. 11:13. Împăratul fiului Amon a răspuns solului lui Iefta: pentru ce Israel, când s-a suit din Egipt, a pus mâna pe țara mea? Dă-mi înapoi acum de bună voie. Spunea un adevăr? Nu. Israel nu cucerise țara lor. Și Iefta le-a explicat: nu-i drept, noi suntem aici de sute de ani. Trebuia să o cereți. Dar asta a fost motivația lor pentru ca să pornească la război. Continuăm să citim despre ei în cartea Nemia. Acolo nu mai era un popor ca să poată face mare lucru. Rămăseseră doar câțiva, dar erau același gen de oameni. Nemia, capitolul 2, versetul 10. Printre dușmanii evreilor este amintit și Tobia, slujitorul amonit. Versetul 19. Iată ce au spus ei aici. Și-au bătut joc și ne-au disprețuit, exact cum făcuseră părinții lor. Capitolul 4, versetul 3. Tobia amonitul era lângă el și a zis să zidească numai, dacă se va sui o vulpe, le va dărâma zidul lor de piatră. Ci dușmănii aveau, dar aici nu mai aveau putere. Însă tot aceleași acțiuni vinovate le aveau. Versetul 7. Tobia, între dușmani, s-au supărat foarte tare când au auzit că dregerea zidurilor înainta și că spărturile începeau să se astupe. Au fost dușmani generație după generație a evreilor. Capitolul 6, versetul 1. Nu pusesem încă ușile porților când s-a îmbalat Tobia, Geshem, arabul și ceilalți vrăjmași. A auzit că zidisem zidul și că n-a mai rămas nicio spărtură și au încercat alte metode.
Dar ce e mai grav este menționat în capitolul 13. Se repetă ceea ce vă spuneam la moabiți. Și amoniții au fost dușmani evreilor de viață, dar n-au reușit în forță să le aducă mari pierderi. În schimb, prin influență. Scrie de la versetul 1. În vremea aceea a citit în fața poporului, în cartea lui Moise, și s-a găsit că amonitul și moabitul nu trebuia să intre niciodată în adunarea Domnului. Adică oamenii firești, lumești, n-ar avea ce să caute integrați și cu influență în poporul lui Dumnezeu. Care a fost influența atunci? Unul din preoții din Israel, citesc că aici de la versetul 7, despre Eliashib, care pregătise o cămară pentru Tobia. Dar asta cum și-a permis? Versetul 4. Eliashib era rudă cu Tobia. De unde a avut acest amonit, dușman al evreilor, drepturi la templu, o încăpere? Vă rog să vă imaginați că un om s-ar fi luptat cu toată puterea ca să nu se construiască acest local. Și undeva, cum avem noi sălile sus, 1, 2, 3, 4, peste câțiva ani să vezi că sala 2 e biroul lui. Te putea gândi ce planuri are. Dar așa s-a întâmplat. Scrie aici în versetul 8, mi-a părut rău și am aruncat afară din cămară toate lucrurile lui Tobia. Apoi am poruncit să curățească odăile și am pus iarăși în ele uneltele casei lui Dumnezeu, darul de mâncare și tămâia. Am auzit de asemenea că părțile leviților nu li se dea dusere. Vedeți influența lui ce a reușit să facă. Să încurce derularea cultului la templu, a slujbelor. Evreii fugiseră fiecare în ținutul lui. Leviții nu mai erau acolo, din preot se retrăseseră și în schimb doșmea acolo Tobia amonitul. Pentru că aceasta este lucrarea diavolului care, dacă nu poate în forță, prin amăgire, vrea să strice lucrurile. Mai amintesc un singur exemplu din Ieremia 40, ca să vedeți că dușmânia acestor oameni și mărșăvia lor a fost omniprezentă. După ce în țara lui Israel mai lăseseră doar câțiva oameni, pentru că babilonienii deportaseră sau îi uciseseră, dar mai existau câțiva refugiați. Și scrie aici în versetul 14, un ofițer rămas îi vorbește dregătorului Gedalia: știi că Baale sunt împăratul amoniților? A însărcinat pe Ismael, fiul Netania, să te omoare? Ce câștiga cu asta? Ei nu aveau putere să mai stăpânească peste țară. Babilonienii stăpâneau peste tot. Dar răutatea din ei, se spune că o familie organizat o sărbătoare și n-au chemat pe o soră, ci locuia undeva în vecinătatea lor. Dar până la urmă, cineva a zis, băi, să o chemăm și pe sora. Și cu o zi înainte de serbare s-a dus și a spus, soră, să vii mâine, că avem o masă în familie. La care a zis, prea târziu, m-am supărat că nu m-a chemat la vreme și m-a rugat pe mâine să plouă. Ce putea să facă beata bătrână? Să se roage să plouă, să le strice Dumnezeu bucuria, nu? Pentru că dacă este răutatea în om, face ce poate. Cum spune proverbul, cărbunile dacă nu te poate arde, măcar să te înnegrească. Dar ce diferență, mi-a amintit cineva, a întrebat pe un băiețel despre tatălui care nu era acasă și care a răspuns la prima întrebare, unde tata a zis, nu știu, bă, dar totuși trebuie să știe unde e, mă, ia gândește-te, unde s-a dus? La care copilul stă și zice, cred că s-a dus să fac un bine la cineva. Că așa am auzit pe tata vorbind cu mama, că tu tot faci bine la oameni. Amoniții aceștia nu s-au gândit să facă bine nimănui. Ori de câte erau ocazia, omorau, schinjuiau, batjocoreau, făceau rău. Și pentru toate păcatele lor, între care se evidențiază în mod deosebit crimele împotriva evreilor și stăpânirea peste teritoriile lor, pe nedrept, Dumnezeu le-a dat teritoriul lor separat de al evreilor, au fost pezdesiți de Domnul și apoi distruși ca neam. Citim despre asta în Ezechiel 25.
De la versetul 1, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: Fiul omului întoarce fața spre copiii lui Amon și prorocește împotriva lor. Spune copiilor lui Amon: ascultați cuvântul Domnului Dumnezeu, așa vorbește Domnul Dumnezeu, pentru că a zis, ha-ha, ăsta era stilul lor. Sfântul meu locaș, când era pângărit, când țara lui Israel era pustită și casa lui Iuda se ducea în robie, de aceea, iată, te dau în stăpânirea fiilor răsăritului, ei vor așeza staul în mijlocul tău și îți vor face locuințele în tine, îți vor mânca roadele, îți vor bea laptele. Voi face din Raba un ocol de cămile și din țara copilului lui Amon o stână de oi, ca să știți că eu sunt Domnul. Versetul 6. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu, pentru că ai bătut din mâini și ai dat din picior, pentru că te-ai bucurat în chip batjocoritor și din adâncul sufletului de țara lui Israel, de aceea, iată, mintind mâna peste tine, te dau pradă neamurilor, te șterg din mijlocul poporilor, te scot din numărul țărilor și te nimicesc. Și vei ști că eu sunt Domnul. Greu cuvânt. Și s-a împlinit. A fost anunțat din timp asta și prin Amos. Amos, capitolul 1, versetele 13 la 15. Așa vorbește Domnul. Pentru 3 nelegiuri ale copilului lui Amon, ba pentru 4, nu schimb hotărârea. Pentru că au spintecat pântecile femeilor însărcinatele Galadului ca să-și mărească ținutul. De aceea voi aprinde focul în zidurile Rabei și voi mistui palatele în mijlocul strigătul de război, în ziua luptei și în mijlocul vigiliei, în ziua furtunii. Și împăratul lor va merge în robie, el și căpetenii lui împreună cu el, zice Domnul. Dar la încheierea prezentării acestui popor putem să amintim că și acest popor a avut oameni care s-au mântuit. Cartea a doua lui Samuel, capitolul 17. Interesant, ne prezintă un amonit de neam regesc care era un alt fel de om decât tot neamul lui. 2 Samuel 17, versetul 27. Când a ajuns David la Mahanaim, era undeva în vecinătatea amoniților, Șobi fiul lui Nahaș din Raba fiilor lui Amon, împreună cu alții evrei, au adus 4 lighiene, vase de pământ, griu, ors, făină, griu, prăjit, boblinte, uscături, miere, unt, oi și brânză de vacă. Au adus aceste lucruri lui David și poporului care era cu el ca să mănânce, că își ziceau, poporul acesta trebuie să fi suferit de foame, de oboseală și de sete în pustie. Cum s-a găsit în acest neam un om bun? Așa cum zice Domnul cândva despre casa lui Roboam, a fost singurul în casa lui în care s-a găsit ceva bun. Asta e realitatea. Și mai găsim în această carte, 2 Samuel 23, încă pe un amonit, ca un viteaz între vitejii lui David. 23:37. Țelec amonitul în elita armatei lui David, atașat de cauza Israelului. Au fost și amonite care au intrat în poporul Israel, cum ar fi Nama, soția lui Solomon și mama lui Roboam. Dar au fost și alte amonite despre care scrie în cartea Nemia. V-am prezentat deja modul de amăgire, capitolul 13:23, care au stricat multe familii. Dar iată că și în acest popor au fost oameni, dar cum se spune, îi numeri pe degete, oameni buni. Și Dumnezeu care cercetează inima tuturor oamenilor. Nu nimicește Dumnezeu un popor când mai există un singur om, înainte de a salva pe acel om. Dacă sunt prea puțin, ca în cazul Sodomei și Gomorii, nimicește, dar pe cei în cauză îi salvează. Când scrie în Apocalipsa că vor fi oameni în împărăția lui Dumnezeu din toate semințiile pământului, probabil că vor fi unei neamuri ca și moabiții și amoniții, de unde vor fi numai câțiva. Dar și pe aceia Dumnezeu îi va culege. Mulțumim, Domnule, că totuși dintre români Domnul a găsit mai mulți, numai să fim pocăiți. Dar sunt alte popoare, dar și în țara noastră. Uitați-vă, sunt unele zone unde greu găsești. În toată Oltenia nu este o singură localitate să aibă o biserică mare. Puțini. Și din cât sunt, mai trebuie să dai cu ciurul ca să alegi dacă vrei ceva mai bun. Asta e realitatea.
din istorie și din prezent. Încheiem concluzionând faptul că istoria urmașilor lui Lot dovedește un Dumnezeu care controlează îndeaproape evoluția fiecărui popor. În 2 Psalmi este prezentat Dumnezeu ca unul care, știți că are scaunul de domnie în cer, Psalmul 60, și pământul e așternutul picioarelor lui. Dar este interesant cum e prezentat Dumnezeu aici în 66, mobile ghianul în care mă spăl, peste Edom îmi arunc încălțămintea. Vă rog să vă imaginați pe Dumnezeu pe tron, așa cum îl vede profetul Isaia, și jos ligheanul, Moabul. Și pune Domnul încălțămintea lângă, peste Edom. Ce vrea să spună asta? Evident că e o vorbire poetică. Că Dumnezeu este foarte stăpân. A călcat Dumnezeu în picioare un popor, ar însemna să lase doar un deget de la picior. Dar e scris că toate neamurile sunt mai ușoare decât o suflare pentru Domnul. Atunci, ce este un popor? El controlează îndeaproape totul, dar acesta e felul lui de a lucra cu popoarele și cu indivizii. Le lasă generații la rând. Până când alege ce e de ales și în rest. Totul e sortit nimiciri. Și a spunea Domnul prin Ieremia, mă uit la un popor și zic, îi voi sădi. Și îi compară cu vasul unui olar. Nu-s bun? Dă cu el de pământ și îi distruge. Ia doar ce-i bun. De aceea Avram, cunoscându-l pe Dumnezeu, zicea, vei nimici tu pe cel bun împreună cu cel rău, departe de tine așa ceva. Și așa s-a întâmplat. Dumnezeu și-a dovedit autoritate. Autoritate despre care vă citesc în Ieremia 25. Era vremea pedepsirii acestor popoare. Versetul 15. Căci așa mi-a vorbit Domnul Dumnezeu lui Israel. Ia din mâna mea acest potir plin cu vinul mâniei mele și dă-l să-l bea toate neamurile la care te voi trimite. Și a fost trimis cu adresă, spune aici în versetul 21, printre cei pomeniți, Moabului și copilul lui Amon. Și sentința s-a executat, după cum întoarcem pagina și citim din 27. Versetul 2. Așa mi-a vorbit Domnul, fă-ți niște legături și niște juguri și pune-ți-le pe gât, trimite-le împăratului Edomului, Moabului, copilului Amon și altora. Versetul 4. Iată ce se spune stăpânilor voștri. Eu am făcut pământul pe oameni și dobitoacele care sunt pe pământ cu puterea mea cea mare și cu brațul meu întins și dau pământul cui îmi place. Acum dau toate aceste țări în mâna robului meu, Nebucadnețar. Iată de ce e important să ne rugăm pentru România, pentru Rusia, pentru Ucraina și pentru alte lucruri. Dumnezeu face cu țările ceea ce spune mai întâi prin proroci. Atitudinea spirituală este determinantă în hotărârile, în atitudinile care Dumnezeu le ia apoi. Cât despre moabiți și amoniți, putem să spunem că au fost apropiați ca origine, apropiați ca arie geografică, apropiați ca istorie și rămân o pildă de fapte rele și pedeapsă. Dar în mod deosebit, ei s-au făcut vinovați față de Domnul, prin idolii care au avut și față de poporul Israel. O ură permanentă împotriva evreilor. Și în mod deosebit în profet se face mențiunea aceasta. Vă spuneam că revin la Ieremia 48 și vă citesc doar trei versete de aici. Versetul 13. Moabul va fi dat de rușine cu Chemoș, cum a fost dat de rușine casa Israel cu Betel în care își puneau încrederea. Versetul 35. Vreau să o isprăvesc în Moab, zice Domnul, cu cel ce se suie pe înălțimile de jertfă, idolatria lor, și își aduce tămâie Dumnezeului său. Și versetul 42, astfel Moab va fi nimicit de tot și nu va mai fi un popor că s-a semețit împotriva Domnului. Și din Țefania citim vinovăția față de Israel. Știți ce spunea Domnul? Că în ziua aceea cei ce s-au purtat frumos
cu cei mai mici și neînsemnați vor fi răsplătiți, dar cine se poartă rău, Dumnezeu a spus prin profeții, să atingeți de voi, să atingeți de lumina ochilor mei. Ascultați cuvântul din Țefania, capitolul 2, de la versetul 8. Am auzit ocările Moabului și bajocurile copilor lui Amon când defăimau pe poporul meu și se ridicau cu trufie împotriva hotarilor lor. De aceea pe viața mea, zice Domnul oștirilor Dumnezeului Israel, că Moabul va fi ca Sodoma și copilul lui Amon ca Gomora, adică desfințați total. Un loc acoperit de mărăcini, o groapă de sare, un pustiu veșnic și rămășița poporului meu îi va jefui, rămășița neamului meu îi va stăpâni. Lucrul acesta le se va întâmpla pentru mândria lor, pentru că au batjocorit și au fost semeți cu poporul Dumnezeului oștirilor, așa ca Goliat altădată. Așadar putem să spunem, cum scrie în Apocalipsa, că Dumnezeu a fost drept în hotărârile Lui. Dar și din aceste popoare rele, care puteau să beneficieze de binecuvântarea dată de Dumnezeul lui Avram, Lot, părinților, au auzit cuvintele pe care Dumnezeu a spus lui Avram, toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Și Lot n-a avut parte și urmașii lui de această binecuvântare. Și s-a dovedit de ce. Dumnezeu a lăsat, cum scrie în Apocalipsa, că lasă griul până se coace, via până se coace și în final își aruncă secera și cosorul. Dar dacă este un bob bun, și pe acela Dumnezeu îl culege, că El este drept și sfânt, slăvit să fie în veci. Amin.